Foarte greu, pentru că, cum zice, lumea trebuie să spălăm rușine. Oricum, eu zic că se întâmplă și orice echipă să pierde, dar sperăm aici ieșim cu victorie și uităm pe meciul aia. Spunea Iancu, dacă nu câștigați cu Mediaș, poate nu o să fie primele din celelalte două meciuri. Nu, pentru noi important câștigăm și primele să fie după, cum a fost anul trecut. Important, orice meci câștigăm și ieșim teren 3 puncte. Dar meciul ăsta foarte mult important pentru noi, pentru că am spus, am pierdut 5-1 și trebuie să câștigăm. Nu zic diferență 5-0, dacă câștigăm și 1-0 e bine. Faptul că nu-l mai au pe unul din cei mai importanti jucători, vorba de Curtean, va fi un handicap pentru ei? Deci sperăm omul reușește sâmbătă să dea goluri. Acum vedem dacă da. Să fie frumos. Dar oricum, să sperăm cu toată echipa și avem o atmosferă foarte frumos, trebuie să câștigăm. Atât egal, pierdere nu, nici nu gândim. Singur victoria. Ați vorbit cu Curtean, i-ați zis ceva de acolo și nu alea ce le-a dat atunci cu Mediașul? Așa am vorbit, dar ce să, omul normal trebuie să arate orice echipă joci, trebuie să faci orice față să mergi și echipa mai bună. Dar acum am zis, ești, gata, ești cu noi și trebuie să facem față acum să câștigăm pe Mediaș. Acum trebuie să le dea lor, nu? Golurile. Da, ei, da, alt jucător nu e important. Important să câștigăm, ieșim în victorie. Domnul Iancu spunea că se teme puțin de meciul ăsta, că poate nu v-ați concentrat suficient, să nu-i tratați de sus. Adică nu vine oricum? Nu, că voi nu vă veți concentra la meciul ăsta, că îi veți trata așa de sus, puțin de cei de la media. Nu, nu, nu. Cum să... E foarte important. Cum să poți să uite, am pierdut acolo. Și oricum am avut 1-0 pentru noi, dar după 5-1. Nu, pentru noi important cum vorbește lumea, ce zice tot oamenii. Pentru noi important să ascultăm pe domnul Balen și jucăm cum știm noi.